Grav accident de circulație astăzi pe drumul care face legătura între municipiul Botoșani și orașul Săveni, în zona Unțeni. Impactul violent s-a produs între două autovehicule după ce șoferul unui BMW, un tânăr de 20 de ani, a pierdut controlul volanului într-o curbă la stânga, a pătruns pe contrasens și s-a izbit în autovehiculul care circula din sens opus. În urma impactului, conducătorul auto de 20 de ani și o pasageră din cealaltă mașină au fost răniți și transportați la spital. Urmă de derapare, nu? Asta e urma lui. De acolo se vede. Tocmai din partea aia. Zona în care a avut loc accidentul rutier a fost împânzită de echipaje de ambulanță, poliție și pompieri. O femeie în vârstă de 51 de ani, pasageră într-unul dintre autoturisme, dar și unul dintre conducătorii auto de 20 de ani, au avut nevoie de îngrijiri medicale, aceștia fiind transportați cu ambulanțele la spital. În paralel, polițiștii au făcut cercetări pentru a afla toate împrejurările în care s-a produs accidentul rutier. Din verificările efectuate până în acest moment, a reieșit faptul că un tânăr de 20 de ani din comuna Știbieni, în timp ce se deplasa cu autoturismul pe drumul național DN29 dinspre Botoșani înspre Săveni, într-o curbă la stânga ar fi pierdut controlul asupra direcției de mers, împrejurare în care a intrat în coliziune cu un alt autoturism care se deplasa din sens opus. În urma impactului a rezultat vătămarea corporală a conducătorului auto și a unui pasager din celălalt autoturism. Niciunul dintre cei care se aflau la volanul autoturismelor nu se afla sub influența băuturilor alcoolice. Pompierii au asigurat măsurile de prevenire a incendiilor prin deconectarea bornelor de la bateriile autoturismelor. Cât timp polițiștii și criminaliștii au făcut cercetări la locul accidentului, traficul în zonă a fost restricționat. În cauză se fac cercetări pentru vătămare corporală din culpă.